Neața, prieteni, și bine v-am găsit la un nou episod din Euro Truck Simulator 2. De data asta pe patch 1.17.0.31S. Deci s-a mai făcut încă un update în care nu m-am întrebat ce s-a băgat, pentru că nu știu. Dar haideți să-i dăm drumul și vedem, vorbim mai multe pe parcurs. Am luat un quick job. Am zis ca să nu fac tot timpul mă cu Scania, așa că am luat un quick job cu un man și am zis ca să nu mai fac atâta mă cu Scania, ca să fac și un quick job cu un man. Cursă relativ scurtă de 595 de kilometri. Cursa deja ne este pregătită, acesta este Manu, de la ducem cu lapte praf, de la Liege la Nuremberg, după cum puteți să vedeți aici sus, și acesta este tirul cu care ne vom juca împreună azi. Și na, să-i dăm un drive. Mă ajut un pic cu scaunul. Așa. Să-mi aranjez eu pedalele, că sunt cam pus cam prost acolo. Așa. Gata. Acesta este jucăria cu care ne vom deplasa azi. Între ghilimele spus, jucărie. Și... și vedem pe parcurs mai multe lucruri. Cu care ne vom juca împreună noi astăzi și vom vedea pe parcursul drumului mai multe vom avea mai multe discuții pe parcursul drumului și să-i dea și anume bice. Opa! Ușor, ușor! Și de aici urăsc fabrica asta, să nu știu de ce, dar nu o urăsc dintr-un anumit punct de vedere. Nu văd. Oh fuck, microfonul, dar cu mâna în microfon o să... Fuck! Stai mă acolo când te pun. Așa. Ne asigurăm să vedem dacă vine. A, uite. Bun, așa, ne las. Bun, hai să dăm bice. Să nu ținem. Cum ziceam, nu știu ce s-a băgat nou în patch-ul respectiv, dar tot se fac update-uri odată la 2-3 zile, tot se fac câte un update, scuzați, este foarte dimineață când filmez și mi este puțin somn încă. Așa că, nu, îmi cer scuze dacă o să mai casc între pe parcursul videoului. Nu știu, adică am o mică problemă cu jocul și nu știu cum să rezolv. Nu eram acasă când mi-a cerut chestia asta
să o fac pentru că dacă eram în casă eu o făceam. Dar fiind plecat, oh fuck. Fiind plecat de acasă pentru scurt timp, atunci s-a făcut, mai bine zis, nu s-a făcut, pentru că nu i-a permis cineva anume să își facă. I-a cerut un mic update, adică jocul, știi, tot la un moment dat, la o anumită perioadă, îți cere un mic update, însemnând ca să treci pe o versiune mai îmbunătățită a jocului. Și... mie, cum nu eram acasă, eu cum nu eram acasă, nu i-am permis chestia asta. Bine, nu eu, ci fratele meu nu i-a permis chestia asta să o facă. Și acum, ținând cont că nu i-a permis să facă chestia asta, fac, trebuie să trec pe banda asta. Stai! Instalam, doamne. Ținând cont că nu i-a permis să fac lucrul acesta, nu mai funcționează modurile. Deci, bag modurile în joc, le instalez în joc, mă refer, să le activez și în momentul în care le activez și dau să intre în joc, mă dă complet afară din joc și îmi spune că jocul nu permite modificări. Jocul a... nu știu cum să zic. Am făcut niște modificări la... am făcut, mai bine zis, cu chestia asta mă dă afară că am făcut eu modificări la joc, care jocul nu permite aceste modificări. Și na, nu știu cum să-l rezolv. Adică am vrut să-mi bag un mod de un Scania, parcă mi se pare, cu care am vrut să-i fac un video, dar nu merge. Pentru că nu merg modurile. Dacă știe careva care și care se pricepe la video, nu ajutați-mă cumva, lăsați-mi în comentarii ce trebuie să fac. Sau, nu știu, lăsați-mă într-un mesaj pe Facebook dacă vii mai ok acolo. Vorbim pe Facebook sau vorbim pe... nu știu, abar nu am ce să fac ca să... nu meargă din nou în modurile. Am încercat eu prin sumplu prin Steam, pe la setări, pe la diferite pe acolo, dar nimică. Tot aceeași chestie. Și atunci n-am zis ca să, dacă tot fac video, o să vă spun de problema pe care o am și poate știți careva să mă ajutați ca să o fac. Pentru că na, sunt moduri pe net pentru jocul ăsta chiar super, pentru remorci, trailere în sine, pentru sunetele motorului și wow, pentru camioane și na, de ce nu, adică la un anumit punct aș vrea să mai testez un camion, să-i mai fac un review, să-i mai un alta, nu știu. Și atunci, dacă mie nu merg modurile, n-am cum să le fac. Mi-am șters toate modurile, că am crezut că e aia problema, mi le-am șters, le-am rebăgat, nimic, tot aceeași chestie. Tot aceeași chestie, nici frumos nu mai merge de atunci. Nu știu care e problema sau ce-o fi făcut sau asta că nu merge. Nu mai merge. Dacă știți voi, repetem o dată, dacă știți voi, lăsați-mi în comentarii, aici, secțiunea de comentarii jos sub video sau pe Facebook, o să las linkul de la pagina de Facebook în descriere. Și...
și ne auzim acolo. Eu știu orice sugestie, ori ca să meargă, e bun venit, e binevenită. O să răspund la toți în măsura în care o să pot. Nu faceți griji de chestia asta și na. Vedem pe parcurs, dar la un moment dat o să-mi rezolv chestia asta. Pentru că am în minte, am văzut un Skymi ieri pe care am vrut să-l, pe moment n-am vrut să-i fac un video, și am vrut să-l iau așa pentru să mă pot juca eu cu el. Pentru că îmi plăcea cum arăta, nu îmi plăcea în sine un skin pe care l-avea sau un anumit skin care l-avea pus pe el, ci îmi plăcea cum arăta el în sine, modelul de Scania în sine. Parcă era un Scania Air 500 sau ceva de genul, nu știu exact. Și am vrut să-l joc, să mă joc cu el, să văd, dau bici și să-l testez așa un pic și poate zic, hai că eu zic, poate dacă îl iau și îmi place cum merge și ok, zic, poate fac și un video și na, îl prezint și la alții și eventual o să las și un link de sub care, de unde pot să-l ia dacă o să le plac și să joace și ei cu el. Dar na, când l-am despachetat, l-am băgat în joc, când am dus să-l activez, să intru în joc, l-am activat, când i-am intrat în joc, m-am dat afară cu eroarea pe care am zis-o mai devreme. Și acum, na, ce să fac? Nu am avut ce face. GPS-ul ăsta, camionul ăsta nu are GPS, de-aia sau cu GPS-ul pornit, așa. Iar ce vedeți acolo jos sunt oamenii care au ajuns cu remorca, angajații mei care au ajuns cu remorca în destinație și mi-au dat banii de remorca respectivă. Mi-au luat partea din remorca respectivă. Și, na, adică un anumit lucru mă cam scoate din serie că nu merge chestia asta cu modurile și nu știu cum să fac. Le-am dezinstalat și joc, l-am reinstalat, mi-am făcut și alt profil, că am crezut că na, profilul respectiv nu e bun. Poate trebuie să faci un alt profil. Le-am făcut așa, nici așa nu merge, tot aceeași chestie îmi dă. Și păi, acum, na. Am căutat pe net, până nu am prea găsit multe lucruri. Și nu. Dar asta acolo nene că ai văzut că semnalizez. Doamne. O să am damage la remorcă pentru că au umblat ei și pe acolo. De revenind acum la, trecând de subiectul moduri și revenind asupra patch-ului 1.17 în sine, cum am zis și video trecut, e chiar ok pentru că se fac tot felul de update-uri. Au ajuns acum la 1.17.0.31. Se fac tot felul de mici update-uri la joc, odată la, cred că odată la o zi sau ceva de genul, în care se introduc tot felul de lucruri. Și au introdus acum, pe lângă chestia asta, au mărit damage-ul la remorcă foarte mult, exagerat de mult, pentru, cel puțin pentru mine. Adică, dacă nu lovești nimic și merg cu viteză, ai 1%, dar nu știu cum. Prostia asta, dar na, acum știi, n-ai ce face, du-te și așa cu el. De-aia am zis că acum o să am un damage mai măricel decât 1% cu o intrată ăla în mine. Chiar dacă eu am semnalizat, că ați văzut că am semnalizat să schimb banda, pentru că nu mă duce pe banda respectivă, dar el s-a băgat în mine. Și acum, na, ce să-i facem, asta e, continuăm și așa. Așa.
Chiar n-am niciun subiect de vorbit acum. Acceptând că am avut de vorbit de, v-am spus, de moduri. De modul respectiv. Modurile respective, că nu merg modurile. Și am preferat că dacă tot nu merg modurile, atunci, revenind un pic la subiectul moduri, dacă tot nu merg modurile, am preferat ca să le scot de tot, nu toate, pentru că am zis că poate o să-și revină într-un anume timp. Încearcă să stau să le descarc toate, mi-am salvat câteva. Și o să le refac în momentul în care o să meargă. O să pot să meargă, să mi-l fac să meargă. Și acum n-am. Atunci, dacă nu merg modurile, am preferat ca să le scot, cum am zis, și mi-am tunat camionul meu propriu, vorbesc de Scania R V8. Mi l-am tunat numai cu ce mi-a dat jocul, ce mi deblochează jocul la fiecare level făcut. Și ținem cont că sunt level 22, am avut destule de blocate și mi le-am făcut cumva așa, ceva ce mi-a plăcut mie, dar nu. Totuși preferam ca să am modurile respective la dispoziție, să testa mai multe camioane și să le fac să vi le prezint și vouă, să ne jucăm împreună cu ele, dar dacă mi-a apărut această chestie, acum nu am ce face, wow, ușor. O să mă interesez și eu și văd eventual cum o rezolv. Da, dar nu ezitați să îmi lăsați un mesaj sau mesaje în comentarii sau pe Facebook, pentru că m-ar ajuta foarte mult în privința modurilor, pentru că sunt unele moduri pe net, cum am spus, pe care chiar aș vrea să le joc cu cea mai mare plăcere. Dacă știți cum se rezolv problema, vă zic încă o dată, știu că mă repet, dacă știți cumva din ce problemă
chestia asta sau cum se poate rezolva, nu ezitați să lăsați un în comentarii sau pe mesaj privat în Facebook, o să răspund și acolo, la fel și pe și pe aici pe YouTube. Deci oriunde nu mai puteți să lăsați mesaje și vedem. Sau eventual o să vă las, nu de fapt că sunt prea multe, e ok Facebook-ul și asta, nu vreau să zic să vă las și adesea de Skype, dar pe Skype nu prea stau acum în ultimul timp, nu prea am timp să stau pe Skype și dacă îi pun acolo și acolo e că și cu Messenger-ul trebuie să trimiteți cerere, să puteți să-mi scrieți. Vă accept, să așa, cum acum nu prea stau pe Skype, că nu prea am timp de Skype, așa prea mult. Nu prea are rost să vă dau și Skype. Am zis prea târziu aici că trebuia să umplu drept, credeam că trebuie să o iau încolo. Thumbnail pentru YouTube, dar nu știu exact unde. Până să-mi rezolv eu problema cu modurile, ca să nu fac tot timpul cu Scania, pentru că deja și eu m-am cam saturat de Scania și asta, până să-mi rezolv eu problema cumva ca să nu-mi meargă modurile, o să-mi iau de la angajat mai multe videoclipuri, o să mai iau de la angajații mei câte un camion. Și o să mergem cu ăla. Pentru că am și man cu care fac acum bine, cu manul ăsta am luat quick job-ul. Dar am șoferi care duc, au cu man, am cu Mercedes, bine cu Majestic, am cu Volvo FH13, cu 12, cu DAF Euro 6, DAF-ul ăla vechi, care era chiar la început în joc, cu ce mai am? Am cu Scania, am cu Renault, cu amândouă și cu Magnum și cu Premium. Avem destule camioane, am destule camioane cu care aș putea să fac un video până aș rezolva eu problema. Aici o să fac, aici o să fac o poză pentru că uitați că intrăm în oraș. E
imediat și n-am. Așa. Da, ceva de genul, e ok așa. Din partea asta mă refer, de aia am spus că... Da, e ok. Asta ceva de genul. Asta. Așa. Sus un pic. Așa. Bun, cam așa. Bun. De Final Destination. Am avut păcate de că nu mai e autostradă, am vrut să am și niște naționali puțin. Dar nu. Dacă așa a fost, drumul, n-am ce comenta, trebuie să ne iam, să ne luăm după GPS. Fucking god, care îi bate, se trezește acum, se bate. Alo, filmez aici. Gălăgia. Pare că merge foarte încet camionul ăsta. What the fuck? Ce se întâmplă? Nu mi se pare că chiar merge foarte încet. Ups, am pornit radio, nu vreau să fac chestia asta. Ah, ulu. Minte, nu pornește. Nu vreau să pornească radio. Nu vreau să-mi iau copyright pe YouTube. Da, nu vreau să-mi iau